Bun găsit, dragi prieteni, ne aflăm în Valea Zălanului, pe proprietatea prințului Charles, aici unde, cu bunăvoința contelui Tibor Calnochi, am poposit astăzi pentru a sta de vorbă cu contele despre România, despre potențialul pe care, până la urmă, România, în ciuda, să zicem, întârzierii pe care o reclamăm de multe ori și o transformăm în complex de inferioritate, putem înțelege totuși, privind prin ochii altcuiva, că stăm totuși într-un spațiu cu mult potențial, care e la îndemâna noastră să-l materializăm sau nu. Domnule Conte, vă mulțumesc mult că ați binevoit să ne primiți în curtea prințului Charles, pe care o administrați, după câte știu. E plăcerea mea, mulțumesc. Aș vrea să ne spuneți, întâi de toate, cum a ajuns această proprietate în posesia prințului Charles. A găsit-o de unul singur, a fost o recomandare. Sunteți un om care inspiră încredere, se pare. Oamenii merg pe mâna dumneavoastră. Noi am arătat proprietatea aceasta prințului Charles pentru că am căutat ceva care este mai aproape de natură. A avut deja o casă la Viscri, dar acolo casa este situată în centrul localității. Da. Și a vrut să fie mai aproape de natură, mai ales de feneții cu flori sălbatice. Și eu m-am gândit, în familia am avut această sat, Valea Zălanului, care am înființat-o în anii 1600 ceva, ca o sticlărie. Deci aici, în Valea Zălanului, odată a fost o sticlărie. A fost o sticlărie, care... Deci nu a fost niciun sat, pentru că sunt numai dealuri împădurite. Familia mea a avut aici o mare pădure și nu s-a știut ce facem cu lemn acum 400 de ani. Am folosit lemnul pentru a face foc pentru sticlărie. Deci, practic, era o manufactură. Era o manufactură. Am importat oameni sticlari din Bavaria și din Bohemia și s-au așezat aici, pe dealul aici, acum 400 de ani. Și... de atunci există satul mic, Valea Zălanului. E un loc, până la urmă, binecuvântat de Dumnezeu, cumva așa, cu deschidere internațională, iată, de acum 400 de ani. Bavarezi, cehi din Bohemia vin aici să lucreze, să producă sticlă. Iar acum, după 400 de ani, vă întoarceți dumneavoastră în România, în spațiul acesta absolut nemaipomenit. Și pe deasupra mai vine și un os domnesc, să zic așa, în persoana prințului Charles. E cu destin, cumva. Dar vreau să-mi spuneți următorul lucru, pentru că mi-ați povestit înainte de a începe interviu, din sticlăria de aici, din manufactura părinților noastre din Valea Zălanului, s-au dus vitralii spre anumite catedrale din România. Unde mai precis? Da, la Sfântul Mihai din Cluj. Biserica Neagră din Brașov, care nu este așa de departe, la 40 de kilometri de aici. Înainte să-mi spuneți când ați înțeles că pentru dumneavoastră aici poate fi acasă, în ciuda unui destin destul de zbuciumat, pentru că ați fost, ca să zic așa, între ghilimele, mereu pe drumuri. V-ați născut într-o parte, v-ați mutat, ați fost mereu cu bagajele parcă la ușă. Iată, acum păreți un om cât se poate de tihnit, de relaxat și parcă la locul lui aici în spațiul ăsta, însă întâi să înainte de a ne spune acest lucru, aș vrea să ne spuneți cum a făcut pasiune prințul Charles pentru România, pentru valea asta uitată de lume aparent, pentru că accesul e destul de greu. Chiar ați făcut dumneavoastră o remarcă la un moment dat, cei care doresc să vadă cele mai proaste drumuri din lume să vină pe aici. Și cumva aveți dreptate. Ca o atracție. Da. Ca o atracție, da. E și asta un plus în analiza SWOT. Da.
Eu am descoperit România în anii 87, deci încă sub Ceaușescu, când am venit să mă uit pe pietre, pe moștenirea materială al familiei, să vedem conacele care am avut-o aici în România. Dar în loc de castele și de conace am descoperit oameni. Oameni care au fost foarte calduroși cu noi în 87, când nu a fost voie să stați vorbe cu străini, cu cineva ca noi. Și oameni au primit așa de cald și așa de prietenos, că eu mi-am îndrăgostit. Și eu venind din vest, din Franța, din America, unde este o cultură mai rece, cu distanță, eu am descoperit aici un suflet și de atunci m-am hotărât dacă se poate odată vin înapoi. Și am venit înapoi. Pentru Alteță Sa Regală, Prințul Charles, nu pot să vorbesc în numele lui, dar cred că el a descoperit aici un mod de viață care este mult mai sănătoasă. Deci proximitatea cu natură, armonia între omul, arhitectura, natura, felul în care trăim noi, cum facem mâncare, cred că asta este esența pentru lui. Cum ați ajuns în preajma Alteței Sale? Cum ați devenit, să spunem, omul care îi recomandă, omul care îl sfătuiește în acest domeniu, desigur, nu în decizii cumva de stat sau... Nu am... Aici l-ați adus dumneavoastră până la urmă, la Valea Zălanului. A fost propunerea dumneavoastră. Eu am recomandat aici Valea Zălanului, cunoscând că cred că este ce se caută, ce vrea el. Am arătat un loc și a venit și a zis, da, aici este locul potrivit pentru el. Dar casa care vedeți în spatele noastră era total derămată. Deci aici era o curte de ruină. Fiecare clădire era aproape pe pământ și am refăcut-o, nu se vede că a fost restaurat, și asta este scopul nostru. Deci să nu se vadă că este a fost refăcut. Filozofia noastră pentru a renova ceva, să nu se vede, să simte că a fost it got older gradually. Da. Ca cum nu știu cum se zice în românește, deci ca o clădire care a luat vechime în timp și... Patinată cumva așa. Trebuie să păstrăm... Timpul, istoria, să se vadă pe chipul clădirii. Și când ieșiți aici, faceți 10 pași pe stânga, sunteți într-o fâneață cu flori, așa că... Da, o floră spontană care în general a cam dispărut din Europa prin chimizările excesive, prin exploatarea intensivă a terenurilor. E adevărat. Vreau să-mi spuneți un lucru. Mi se pare foarte importantă observația pe care ați făcut-o referitor la anul 87, când ați venit în România. Vă căutați pietrele, vă căutați conacele, vă căutați proprietatea, istoria... Ați descoperit altceva, ați descoperit oameni, iar după aceea ați, cum să spun eu, parcă ați luat-o de la capăt. Ați ajuns să locuiți la un moment dat într-o casă țărănească, simțindu-vă excepțional acolo, din câte am înțeles, și neavând ambiția fiului de conte, a contelui moștenitor, care să spună, domnule, locul meu nu e într-un, nu fac salonul într-un grajdul în care au stat odinioară animalele, și undeva, desigur, într-un salon în care au stat strămoșii mei. E o mutație, nu știu, filozofică, de valoare, de valori. Ce v-a determinat? E o axiologie nouă aici.
Eu am văzut că conace au fost distruse aici. Ce avem acolo sunt numai schelete. Și oricum trebuie refăcute și renovate și lucrăm și pe conacele să fie înțeles. Da. Dar este așa de distrus că trebuie să refacem acolo atmosfera care a fost odată. Aici în sate nu a fost așa. Aici s-a păstrat esența. Și din cauza asta a fost mult mai ușor să ne ocupăm de lucruri în sate, pentru că l-atmosfera încă a existat. Eu cred că armonia se poate face și în casele de țărani. Nu ca muzeu, nu să fie totul așa cum a fost, cu pământ bătut și fără WC-ul, dar se poate utiliza farmecul respectiv pentru un stil de viață de secol 21 totuși. Da, adică, totuși. Da. Totuși, dar mult mai în armonie cu natura și cu mediul înconjurător. Spunea ambasadorul Franței mai zilele trecute despre România că poate deveni un paradis agricol. Foarte multă lume invocă starea, să spunem așa, mai primitivă, dacă vrem, a naturii în România, și anume că, exact ceea ce spunea și Alteța sa, prințul Charles, că ieși la 10 pași în spatele casei și nimerești într-o flora spontană, așa cum a rânduit-o Dumnezeu și a lăsat-o să crească în știrea ei doar, lucruri pe care, repet, nu le mai găsești în altă parte. De asemenea, se crede despre România, dacă ne uităm și din avion, dacă o traversăm și pe jos sau cu mașina, că avem potențial remarcabil din punct de vedere turistic. Turismul în România însă deocamdată e la pământ. Ceea ce faceți dumneavoastră aici, ceea ce faceți la Micloșoara, sunt poate oaze, excepții, enclave de reușită în turismul românesc. Ungaria, în momentul de față, chiar dacă nu are potențialul turistic pe care România îl are, neavând nici litoral, nici munte, face încasări mai mari din turism decât face România în clipa de față. Ceea ce, cum să spun eu, te pune ușor pe gânduri, adică te gândești dacă n-ar trebui cineva să se ocupe printr-o strategie politică națională de problema turismului în România. Cum poți să reușești în turismul românesc? Pentru că toată lumea zice, da, hai să facem, dar stau așa cu brațele încrucișate și așteaptă să apară turistul. Am sosit de un ceas la dumneavoastră aici și deja au sosit câțiva englezi în curte pentru a se caza aici. Deci iată că se vede că funcționează treaba. Am trecut prin Micleșoara, unde am filmat de asemenea, oameni acolo, majoritatea străini. Cum? Care e cheia, domnule? Da, ați pierdut-o. Ați avut-o la un moment dat și ați rătăcit-o. Nu, numai... Să știți că noi am făcut aici lucruri pentru noi. Ce vrem noi, ce iubim noi, cum trebuie să fie, pentru că noi, deci familia mea se simte acasă și se simte bine. Și am avut foarte mulți musafiri, prieteni și din familia, care au venit la noi să stea la noi. Și au zis că așa de frumos este, că vrem să venim înapoi. Și când am fost nevoit să mergem de la Micloșoara la un alt sat, la Valea Crișului, pentru școala, pentru fiii mei, am decis să lăsăm totul cum a fost pentru noi și deschidem porți pentru oameni, pentru turiști. Am lăsat și acolo oameni care n-au ajutat în familia, deci care au gătit și care au lucrat la curte. Și acum s-au ocupat de musafiri. Și a fost, cred că esența a fost că ei au lucrat cu sufletul. Deci nu au văzut că sunt turiști așa, că revin cu bani și facem treaba repede și încăsăm bani și gata.
Nu, au avut total un alt mod de a gândi și de a relaționa, de a relaționa cu musafiri. Au luat-o ca, așa, ca familie. Și dacă vedeți acum la noi, nici la Viscri, nici la Micloșoară, nici aici în Valea Zălanului, nu este niciun semn, deci nu este nicio publicitate, exact, că este un hotel sau o pensiune sau așa ceva. Când veniți la noi, știți unde veniți și nu este ceva cu caracter comercial, așa. Nu veniți consumați ceva. Veniți, sunteți un musafir al satului, la musafirii noștri, musafirii al oamenilor care sunt acolo, care... Deci nu ești un client, ești un oaspete. Așa, ești un oaspete. Exact, ești prieten. Adică... E mult mai aproape de... Da, e ceva de... Mai uman. Nu sunteți la noi, nu sunteți un aparat de consum. La noi sunteți un om. Și veniți într-o comunitate foarte veche, cu o ospitalitate, cu o istorie de ospitalitate. Acum, dumneavoastră ați umblat peste tot în lumea aproape, probabil, peste tot, abar n-am. Ospitalitatea asta e a noastră mai mult decât a altora? A românilor, a oamenilor din spațiile acestea? Adică suntem noi mai ospitalieri decât francezul, decât italianul, decât britanicul? Depinde. Dacă mergeți la un mare hotel undeva, sigur că nu. Sigur că nu. Dar dacă mergeți acasă la oameni aici în România, în casele lor, atunci vedeți cât de ospitalități sunt oameni. Sunt călduroși, sunt mult, și în vestul este exact contrariu. În vest, dacă mergeți la un mare hotel, aveți o amabilitate mai mare, sigur, dar nu este adevărată. E confecționată. E confecționată pentru a vă scoate bani din buzunar. Cu un mare zâmbet la gură. Dar dacă mergeți acasă la ei, sunteți un intrus. Sunteți ce vreți la mine, ce căutați la mine. Și aici în România eu ved că e, da, e exact, exact altfel. Da. Cât din timp vi-l petreceți în curțile astea în care v-am găsit și astăzi? Nu la Micloșoara, la Valea Zălanului, nu la Valea Zălanului, la Viscri sau la Valea Crișului sau așa mai departe? Tot timpul. Da, eu trăiesc aici în România și avem 4-5 locuri unde lucrăm. Deci acum vedeți că lucrăm aici pe al treilea casă la Valea Zălanului cu echipa noastră de renovatori, restauratori, dar tot la Viscri lucrăm la Micloșoara, unde este și un conac, dar și la Valea Crișului, unde avem cai și un conac care trebuie să fie renovat. Tot timp sunt undeva între cele 4 locuri. Nu vă lipsește urbanul? Nu vă, cum să spun eu, nu simțiți la un moment dat că, bun, șederea aici la un moment dat poate să echivaleze cu o izolare? Am văzut și la Micloșoara, nu tu televizor, nu tu radio. Aici nu tu semnal pe nici semnal mobilă, probabil că nici telefon. E fixă, nu știu, aveți un telefon fix înăuntru? Da, dar firele au fost furate. Prin urmare, nu suferiți așa de claustrare la un moment dat? Deși, iată, văd, rămâneți aici și vine lumea spre dumneavoastră, vă invadează cei din exterior, vă caută. Da, din punct de vedere social nu am niciun problem, pentru că ei vin aici. Din punct de vedere cultural, da, de timp în timp tot mergem la, în Anglia sau în Franța. Tatăl meu este la Paris. Mergem acolo. O dată pe an mergem undeva, dar nu mai mult. Mai mult. Nu, dar eu sunt un
mă simt foarte bine aici, natura. Un sedentar. Și, da. Nu am, am mișcat destul când am fost mai tiner și acum vreau să rămân unde sunt, unde este locul meu. Scria un teolog cu secole în urmă că dacă ești atent, dacă deschizi ochii bine în jurul tău și privești natura, privești împrejurimile, poți să înveți mai mult din natură decât din toată suma teologică la un loc. Acum, mă întreb în ce măsură, nu știu, cărțile mai fac sens sau, până la urmă, e o lectură senzațională faptul de a privi, de a deschide ochii, de a asculta natura, de a începe să o lectureze, așa cum o lecturau pe vremuri strămoșii noștri care știau citi semnele vremii, aveau rubrica meteo, ca să zic așa, doar privind afară sau ascultând vântul din ce parte bate și știau multe despre ce urmează să se întâmple. Dar natura este expresia divină. Deci să Dumnezeu se revarsă în natură și dacă aveți ochii deschiși, vedeți totul. Și fără sfârșit. Întotdeauna vedeți ceva nou și învățați. Copiii dumneavoastră, soția dumneavoastră, împărtășesc același mod de existență pe care dumneavoastră l-ați asumat? Se vede prea bine lucrul acesta? Sau i-ați manipulat, ca să zic așa, încât să vadă cu ochii dumneavoastră ceea ce vedeți dumneavoastră și să se bucure de privirea aceasta? Soția mea este un om al cai, deci iubește foarte mult cai, da, iubitor de cai. Și din partea aceasta nu este niciun problem. Deci avem acum cam 30 de cai, facem și turismul ipic de echitație. Ea a făcut totul pentru acest segment la noi. Și fiii mei, nu știu, nu e sigur. Sunt foarte mici, unul are 18 ani acum, dar și celălalt 16 ani. Este acum vârsta unde natura nu contează așa de mult, mai interesant sunt mașini și nu știu ce. Și cel mic încă este foarte atașat de natura de la noi, dar oricum sunt trei și sper că unul, cel puțin unul va reveni aici sau să va sta aici. În ce măsură credeți că românii pot privi înapoi în timp cu, cum să zic eu, cu împăcare și cu mândrie? În ce context vă întreb lucrul acesta? Am vizitat un sat în România, un sat în care toate casele erau construite, casele, șurile, grajdurile, erau construite din piatră. O piatră care rămânea aparentă, o imagine absolut sublimă. Asta se întâmpla cu mulți ani în urmă. După aceea, oamenii încercând să arate că au un statut social mai ridicat, au început să-și tencuiască casele, să nu se mai vadă piatra. Piatra era cumva asimilată sărăciei, lipsei, rangului social mai de jos. Acum s-a întâmplat un recul după 90, după 2000 chiar încoace, când oameni din urban, din orașe, s-au întors în satul cu pricina, au început să dea jos tencuiala, să se vadă înapoi piatra, să crească iarba în curte cum se cade și să revalorizeze aceste lucruri. Oamenii încă au o problemă în a-și asuma, nu știu, o arhitectură care, repet, poate fi gândită ca semn al sărăciei. Țin minte și mama mea îmi spunea la un moment dat, eu pasionat de arhitectură tradițională și spuneam, uite, vreau să reconstruiesc ceva, întocmai cum a fost, cu un velișu de paie, cu, măi copile, mă, era semnul sărăciei. Pentru Dumnezeu, pune și tu o treabă mai modernă pe ea, adică mai de durată, mai de viață. E o tară cumva pe... E cea mai mare problemă în
în mentalitatea oamenilor din sate, pentru că stilul vechi de arhitectură, care este de fapt identitatea lor, este asociată în capul lor cu sărăcia și cu nenorocia pe care au trecut în cele 20 de ani sau mai multe generații. Și aici trebuie să fie înțeles schimbarea de... ei asocieze stilul vechi de arhitectură cu sărăcie și nenorocire. Și nu se vede valoare în ei. Numai... lipsă de încredere, până la urmă. Și e chinuitoare cumva, e chinuitoare. De asociere cu sărăcie. Și e foarte greu să faceți să înțelegeți că nu este, că nu are nimic cu sărăcie. E, are o valoare proprie și trebuie păstrat. Și că dacă doriți numai lucruri noi, ca termopane și tencuiale din polistiren și nu știu ce, nu are același valoare pentru suflet și trebuie să, din păcate, se trece printr-o fază, așa cum ați zis dumneavoastră, până când se vede că, opa, nu e așa. Deci valoarea veche a fost așa câteva sute de ani și se reîntoarce acolo. Se întâmplă un fenomen probabil ireversibil în România, să zicem, în următorii 20-30 de ani. Satul românesc în momentul de față, pentru că e una din componentele fascinante probabil și pentru călătorul străin în România, și anume că intri într-un sat și vezi oameni, adică vezi populație, oameni care trăiesc acolo, care încă mai au activități în propria gospodărie, lucru care nu-l mai găsești în altă parte. Avem peste 4 milioane de gospodării în România în momentul de față, la țară, ceea ce e foarte mult. Însă cursul acela de depopulare a satelor și prin imigrația pe care o fac înspre alte zone ale Europei pentru a-și câștiga o pâine în plus, și prin faptul că satul îmbătrânește și se mută la cimitir săracul aproape întreg și rămân casele goale, e un fenomen care, nu știu, credeți că într-un anumit fel poate, putem să-l facem reversibil, adică putem să atragem cumva atenția asupra satului românesc ca un spațiu în care să-ți dorești să trăiești, să-l repopulezi, și politica agricolă comună pe următorul interval 2014-2020 tocmai asta încurajează. Fermele mici, fermele de gospodăriile țărănești. Credeți că e loc? Știm cu toții, Anglia, Franța, Germania au populație în mediul rural vreo 5%. În România încă aproape 40% din România trăiește la țară. Eu sper foarte mult că se poate face ceva și s-a făcut. Deci, când ați văzut în 2008, când a venit criza, noi am văzut că mai mulți oameni s-au reîntors în satele, pentru că aici nu trebuie plătit apă, nu trebuie să... Gaz. Da, nu, nici nu este gaz, dar lemnul este mai ușor. Și aici, deci dacă trăiesc într-un bloc, trebuie plătit și ouă și totul. Deci, absolut, da. Aici, în sate, deja se poate trăi mai ușor, mai ușor. Și sper foarte mult că politicile europene vor fi mai susținătoare pentru fermieri mici, nu mari, mici. Dar vedem și acum deja cu APIA și cu banii europeni care se plătește pe suprafață și pentru lapte, vaci și după animalele, că oamenii deja au mai mulți bani.
Deci se vede o schimbare. Și dacă se adăugă încă turismul și încă o, dacă se poate face o piață de desfacere pentru produsele autohtone, produsele de casă, ar fi foarte bine. Pentru satele mici aici, problema e că nu au piață de desfășurare mm-hmm. pentru produsele lor. De nu știu câteva ori într-un an la București sunt astfel de târguri. Astfel de târguri. Au început să fie tot mai dese, tot mai frecvente în mari orașe din România, de la Baia Mare până la Cluj și în alte părți ale României. Încep oamenii să întoarcă într-adevăr cu fața înapoi spre produsul de calitate în cele din urmă. Chiar îmi evoca domnul Willy Schuster într-un interviu de curând povestea unui fermier tânăr olandez care urma să preia ferma de la tatăl său, însă înainte a spus: tată, vreau să văd un alt model de existență, de fermă. Prin urmare mă duc de pildă în România. A nimerit la Willy Schuster, a văzut cam cum se desfășoară activitatea într-o gospodărie, așa cum e cea lui Willy Schuster, bine cunoscut multora dintre români. S-a dus acasă și a spus tatălui său: tată, eu nu-mi doresc ferma ta cu 100 de vaci, cu 1 milion de litri de lapte pe an, ci îmi doresc cu totul alt model de a trăi și de a munci în lume. E un model mai tihnit, mai, cum să spun eu, mai vertical până la urmă, legat de Dumnezeu, de cel de sus, de binecuvântarea naturii pe care trebuie să o vedem. Vreau să-mi spuneți un lucru. Locul ăsta în care ne aflăm, credeți că putea să fie oricare altul, să spunem, sau oriunde în altă parte în România și nu doar aici, ca lumea să înțeleagă următorul lucru, că ceea ce se întâmplă la Valea Zălanului se poate întâmpla și în altă parte. Da, sigur că da. Este un sat absolut, nu este un sat mai special decât altundeva. Nu este nicio senzație aici. Acum este, pentru că Prințul Charles are o casă aici, dar este un sat absolut obișnuit cu 150 de oameni, nu știu, 100 de case. Și cred că în România sunt încă 3.000 sau mai multe sate așa. E și în fiecare sat în România aveți încă câteva case cu arhitectură autentice, cu un suflet, cu identitate locului și se poate face ceva. Da, sigur că da. Dați-ne câteva elemente care, nu știu, pot să facă, să zicem, atractiv și un alt loc. Prin urmare, dacă, să spunem, e nevoie de un fel de a-ți face marketing, de a-ți face managementul unei astfel de unități, mă asigur, notorietatea pe care domnia voastră o aveți deja, prezența Prințului Charles în zona aceasta, sigur, au expus mediatic aceste locuri foarte tare. Prin urmare, curiozitatea a fost sporită de mecanismul ăsta media. Ce ar trebui unui om, Georgescu, da, care are la dispoziție o astfel de casă, ca să și iasă în piață cu ea, ca lumea să vină spre el, ca lumea să-l caute și să câștige în popularitate? Să nu mintă. Să nu mintă, să fie ce are, să fie, să fie clar, să nu... Nu trebuie senzația mare, pentru că nu aș... Deci ce se caută acum este ceva mai autentic, ceva care are o identitate proprie și aceasta se găsește încă în România. Dacă mergeți în Germania sau undeva, Franța... Tot e tras la Xerox, adică exact, egal. Exact, totul arată la fel. Acum se caută, pentru turism, se caută locuri adevărate unde globalizarea încă nu a ajuns. Și pentru asta
Trebuie să păstrăm identitatea noastră și stilul nostru. Dacă refacem o casă, să nu folosim materiale industriale, ca în toată lumea, dar să nu uităm ce a fost folosit acum când au construit casa și să refolosiți tencurile fără ciment, să refolosiți țigele solt, să nu fie bramac sau din tablă albastră sau așa ceva. Deci dacă rămâneți acolo unde sunteți și folosiți ce a fost, faceți acolo o atmosferă autentice. Și cu puțin suflet și ospitalitate deja este suficient. Și o mâncare care este, nu trebuie senzațională. Nu trebuie o mâncare internațională, pentru că puteți să mergeți în mănâncă în centru, sigur, mănânc în centru orașului, numai după aia. Sau mergeți la București și, exact. Și acolo sunt... Nu. Să vă uitați ce mâncați dumneavoastră duminică, ce fel de mâncare faceți, sau bunica dumneavoastră, ce a făcut acum 20 de ani, 30 de ani, când au venit musafiri. Și folosiți această mâncare. Sau ceva care este clar... autentic pentru România sarmale, chiar mici, de ce nu, avem o bucătărie foarte, foarte bogată în România. Nu vă feriți, prin urmare, adică, mă rog, mici și bere, românii se revendică așa ca fiind proprietarii micilor, deși, mă rog, filiera cred că e una mai turcească așa pe care au venit și micii la noi, dar nu asta contează. Care e reacția străinilor? Pentru că, înțeleg, trebuie să mizezi pe diferență. Adică faptul că ești diferit te poate face valoros. Da. Să fii oaia neagră într-o turmă de oi albe, dacă e cazul, da? sau invers, da. Să spunem. Australienii, oaia neagră e oaia bună, până la urmă, pentru ei. Și trebuie explicat de ce. Deci ce suntem? Deci, trebuie să explicați nu numai și bucătăria, deci mici, ce sunt mici, dacă se vede numai mici, bine, ce este, trebuie explicat, că este povestit, făcut, da. Povestit, ce este tradiția micilor, deci, sunt trei feluri de carne și mai departe, și mai departe. Întotdeauna povestea contează și trebuie povestită. Ea rămâne întotdeauna povestea, în memoria cel trecătorului. Da. Spuneți-mi, în ce măsură, odată ajuns aici, un rând de turiști pleacă, se mai și întorc în Dărăt? Adică fac o pasiune, îi prindeți în mreje cumva, sau de obicei intrări unice, oameni care vin odată și nu se mai întorc după aceea? Nu. Musafirii noștri vin de foarte departe, din Anglia, din America, din Australia, foarte mulți. Și în alte locuri din lume, dar avem foarte mulți care revin sau de an în an sau în fiecare 2-3 ani. Sunt mai mulți care revin fiecare 3-4 ani să vede cum merge înainte la noi, dacă sunt case mai nouă care au fost renovate. Prințul Charles vine în fiecare an. Sunt mai mulți care se întoarce, da. Aia înseamnă că te regăsești în locul acela. Și foarte mulți vin pentru că anotimpurile sunt așa de marcate la noi, deci iarnă e iarnă la noi, nu e așa cu ploaie. Deci la noi avem aici, la Valea Zânalului, până în martie avem un jumătate de metru de zăpadă. Da. Cum veniți cu sania? Cum veniți iarna? Că mă gândesc că nu sunt foarte prompți cei de la dezăpezire. Dacă își amintesc, poate din când în când, dom'le, mai sunt comunități acolo, mai sunt oameni în Valea Zălanului.
Nu, suntem izolați, da. De timp în timp suntem total izolați, dar cu lanțuri se poate circula. În ce moment ați simțit că puteți da Parisul, să spunem, sau Londra, pe Micloșoara, pe... Cred că pentru că eu am trăit acolo, eu știu foarte bine ce este acolo și... Ce ați pierdut totuși, plecând de acolo? Simțiți că ați pierdut ceva? Și pe urmă, evident, că ați câștigat, e limpede că cartea asta e câștigătoare de vreme ce o jucați și o trăiți. Puțin pentru mai personal, da. O cultură. Nu pot să merg la opera sau la concert seara. Să mă uit ce este pe program și merg. Nu se poate aici. Și poate că un cerc de prieteni cultivați, dar sunt compensat din faptul că cu casele de oaspeți, dacă am nevoie de prieteni sau de o socializare, da. Vin aici și iau masă cu musafirii mei și sunt toți foarte prietenoși și foarte special oameni care vin până aici. În general, cine sunt oamenii ăștia? Sunt o categorie mai specială? Da. Sunt intelectuali? Sunt oameni cu mulți bani? Oameni care caută lucruri extravagante? Nu, sunt toți sunt oameni care au gândurile deschise, care vină să cunoască ceva și să ia parte în ceva, într-o lume, în ceva. Nu sunt observatori așa să venim și vedem. Deci nu vin și contabilicește, încep și spun, asta nu-mi place, asta nu-mi place, asta nu... E un experiment sociologic, e un experiment antropologic, de fapt. Vii și vrei să faci parte din peisajul ăla, din configurația umană, să vezi dacă rezonezi cu ea sau nu rezonezi cu ea. Te simți în largul tău acolo sau, dimpotrivă, te simți rejectat, te simți dat afară. Exact. Și nu contează de unde vin. Deci am avut de toate și e foarte interesant. Seara când se ia dineu, sunt împreună musafiri, un astrofizician cu un medic și un coafor și nu știu ce. Și sunt discuțiile foarte interesante și foarte, foarte deschise. Este special, într-adevăr. Nu v-ați gândit, poate vă găsiți interesantă propunerea mea, nu? Gândiți-vă dacă nu cumva... cu acceptul, desigur, al comesenilor, să imprimați toate poveștile astea, să scoateți niște volume, dineurile de la Micloșoară sau dineurile de la Valea Zălanului, de ce nu? Cred că ar fi, cum spuneți, întâlnirea asta, mixul ăsta de profesii diferite, de oameni cu pregătiri diferite, cu viziuni diferite, cred că sunt foarte spumoase, foarte... Foarte interesante, da. Nu știu dacă este interesant pentru oricine, dar atmosfera e foarte, foarte bună și foarte, foarte interesantă. Dar să știți că este și în familia mea deja odată a fost o situație, pentru că bunica mea a fost după războiul mondial, al doilea război mondial, a ținut casă de oaspeți al procesului de la Nuremberg, antinații. Și ea a avut pe același masă înalți demnitari nemțește, nații, de la Gestapo și SS și mai departe, cu oameni internați în campuri de exterminare. Evrei. Și au fost la același masă, pe 2 ani de zile, așa.
Deci, și a fost martor la astfel de întâlniri. E un destin, iată, ați moștenit în sens că v-a mandatat, da, e mai calmă situația, e mai liberă. Când vă gândiți în urmă la familia din care proveniți, ați avut în familie, nu știu, un ministru de externe în Imperiul Austro-Ungar, vreo 14 ani, dacă nu mă înșel, da, la Viena. Și vă pomeniți dumneavoastră aici, în ziua de astăzi, făcând ceea ce faceți. Nu socotiți că sunteți așa într-o relație de epigonat, de mers înapoi cumva față de ceea ce au făcut înaintașii dumneavoastră? Adică n-ați trădat, nu simțiți uneori că ați trădat, să spunem, destinul major pe care îl asumase familia noastră într-o anumită epocă istorică? Nu, deloc. Chiar trebuie să știți că întotdeauna a fost o regulă în familia noastră care a fost scrisă în fiecare testament. A fost scrisă că nu contează unde este familia, trebuie întotdeauna trebuie că cineva rămână aici, la locul unde familia s-a născut. Aici, la noi, în România, în Ardeal, în Sicuimea. Drept urmare, sunteți unul din cei care au respectat această notă testamentară. Sunt aici, unde este locul meu, și dacă nu pot sau nu vreau să merg afară, atunci vine cei din afară, vine la mine. Și tot așa e foarte bine, nu? E foarte important ceea ce ne-a spus, pentru că de obicei, atunci când vorbești de testamente, oamenii lasă prin testamente copiilor case, mașini, proprietăți și așa mai departe. Foarte puțin lasă, să zicem, cu limbă de moarte sau prin act testamentar, copiilor anumite principii, să fii corect, să fii cinstit, să fii generos, să fii altruist, să fii solidar cu cel aflat în necaz. Lucruri de genul ăsta, valori, nu prea transmitem prin testament. Citeam undeva un lucru foarte frumos apropo de testamente, în care spunea să lași copiilor tăi ceva de genul ăsta, adică valori de viață și nu proprietăți, și să-i lași lui Dumnezeu la moarte sufletul drept moștenire, încât să-l citești și pe Dumnezeu acolo la notar, să zici, uite, trebuie să vină și Dumnezeu de față, pentru că i-a lăsat cel care a plecat dintre noi ceva. Nu prea se lasă în ziua de astăzi. Ce v-au lăsat înaintașii noastre ca valori așa spirituale de viață? Identitatea. Identitatea care se pierde acum în cultura de astăzi. Văd că identitatea deja nu contează așa de mult. Și acum vedem, am auzit că din România 2 milioane de oameni sunt afară din țară să caute o altă identitate undeva. Cred că este foarte, foarte important să știm cine suntem și ce treabă avem de făcut. Avem de făcut, da. Da. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru bunăvoința pe care ne-ați arătat-o. O discuție cu domnia voastră, chiar dacă e făcută în curte, pare într-un salon cât se poate de distins. Vă mulțumim că ne-ați primit aici, ne-ați găzduit și că ne-ați împărtășit din experiența noastră de viață, din proiectul acesta pe care ați înțeles să-l construiți aici în România, la locul dumneavoastră, de fapt. Ați hălăduit prin lume cât ați hălăduit și se pare că ați ajuns în cele din urmă acasă. Vă mulțumesc tare. Mulțumesc și eu. A fost plăcerea mea. Mulțumesc.